Bună ziua, stimați telespectatori! Vă mulțumim că ați ales din nou o emisiune de pe Capital TV, postul de televiziune din Petroșani, care se vede în toată țara. Astăzi avem în studioul nostru, ca invitați, trei doamne din Vulcan, trei doamne care reprezintă organizația Partidul Puterii Umaniste Social-Liberal din Vulcan. În primul rând vorbim de doamna Angela Stoica, candidat la funcția de primar din partea acestei organizații. Bună ziua și bine ați venit în studio din nou. Bună ziua, bine v-am găsit. Lângă doamna Angela există, cum spuneam, două doamne care candidează ambele pentru funcția de consilier local pe aceeași listă a Partidului Puterii Umaniste din Vulcan. Este vorba de doamna Liliana Igărelu. Bună ziua, bine v-am găsit. Bună ziua! Și de doamna Viorica Condurat. Bună ziua, bine v-am găsit. Să rămână. Deci, iată-ne, doamna Angela, la o nouă emisiune. Da. Am vrut să transmit sesiune live emisiunea, dar văd că nu mă descurc sau nu știu, este vreo problemă. Mă bucur că am venit astăzi alături de colegele mele la Capital TV ca să-mi expun proiectele pentru municipiul Vulcan. Sigur, este un maraton pentru noi cei care suntem candidați la primăria municipiului Vulcan, pentru că mai avem 3 săptămâni, nici atâta, cred că, și este examenul final al celor 8 concurenți. Suntem 8 candidați de primari și 8 partide politice care își dispută atât fotoliul de primar, cât și poziția de consilieri locali în Consiliul Local. Vreau să vă mă iertați acum că am găsit posibilitatea să-mi transmit și eu emisiunea prietenilor mei și atunci o fac în direct pentru că de asta sunt în direct. Știți că eu sunt un om care sunt mai curajoasă așa și mă descurc. Vă mulțumesc celor din studio că m-ați ajutat să pot să transmit emisiunea live. Nu, o să cadă. O să cadă. Orice se poate întâmpla într-un studio, mai ales într-o emisiune live, pe mine nu mă mai surprinde nimic. Așa Da. că nicio problemă. Deci, doamna Eu. Angela, mi-a spus că sunteți 8 Da, eu candidați sunt la candidatul de la Vulcan. Partidul Puterii Umaniste Social-Liberale și vreau să-l arăt telespectatorilor. Partid condus la nivel național de domnul avocat Daniel Ionașcu, la nivel județean de domnul Petru Marcineanu și la nivelul municipiului Vulcan de subsemnat Angela Stoica. Un partid în care eu am mai fost și în care m-am regăsit foarte bine. Și pe deasupra, sigur, pe lângă faptul că facem campanie electorală, este și foarte bine pentru că 4 ani, 8 ani de când nu sunt viceprimar, văd problemele vulcănenilor. Eu am făcut o pauză de 4 ani, din 2012 în 2016, m-am întors în 2016, candidând într-o lună, am reușit să scot 3 consilieri la vremea respectivă, iar acum vreau să am un scor mult mai pe Partidul Puterii Umaniste și sper să mă ajute vulcănenii dacă își doresc să obțin și funcția de primar. Asta este în folosul comunității, spun eu. Dacă nu, nu-i nicio problemă. Sigur, viața merge înainte și eu mi-am făcut datoria. Vreau să vă spun că nu este ușor să fii candidat de primar pentru că trebuie să ai foarte multă putere, foarte multă capacitate. Când spunea colega mea acum, Lili, că dacă mai pot. Și am spus, eu pot, mă ajută Dumnezeu. Pot pentru că eu consider că trebuie să poți. Din moment ce îți dorești să accesi într-o funcție de genul ăsta în care de tine și de hotărârile și deciziile pe care le vei lua tu, depinde soarta concetățenilor tăi, inclusiv a familiei tale și a ta în viitor. Deci, din acest punct de vedere, Primăria Vulcan trebuie să aibă un om cu mare înțelepciune, cu frică de Dumnezeu și cu capacitate de a înțelege problemele, pentru că sunt foarte multe probleme nerezolvate în municipiul Vulcan în ultimii ani. Și aș vrea să le rezolvăm, dar să le rezolvăm împreună și cu ceilalți colegi care vor fi consilieri sau care ne vom regăsi în Consiliul Local și cu aparatul primăriei,
împreună cu cetățenii din municipiul Vulcan, pentru că singură nu voi putea face treabă, pentru că sunt foarte multe probleme și eu ca primar, să zic așa, dacă cetățenii îmi vor da votul, eu îmi spun punctul meu de vedere și privesc din unghiul meu și din poziția mea, dar un om care locuiește în cartierul respectiv vine și poate să fie mai deștept și este mai deștept ca mine, poate da o idee și o soluție. Așa am lucrat și pe vremea când eram viceprimar. Munca mea de viceprimar era colaborarea nemijlocită, atât cu aparatul primăriei, cu funcționarii. Deci eu pot să vă spună, colegii foștii mei, colegi din primărie, dacă nu așa spuneam, întrebam, tu ce ai face? Pentru că mergea pe teren și știa situația mai bine. Eu așa văd lucrurile. Sau dacă era o locuință, ploua sau ce acum îi, îmi spuneau. Și atunci îmi dădeau seama, dacă erau 2-3, realizam că nu exista niciun interes. Și mergeam pe ceea ce era o părere mai de comun acord, dar mai multora. Așa e normal. Așa e, da, eu cred că așa e normal. Eu, în primul rând și în primul rând, o spun de fiecare dată. În municipiul Vulcan trebuie să instaurăm puțină ordine și disciplină. Bun, vom vorbi de probleme și de ce... Că a spus că sunt foarte multe probleme și atunci avem de discutat să înțeleagă și oamenii. Dar după ce vom face cunoștință și cu cele două doamne... Eu vreau să le prezint eu, domnul Corneliu, pentru că eu sunt mândră că ei au venit lângă mine și este vorba de colegele mele, am spus ei, pentru că m-am referit la toți cei 19 consilieri care se găsesc pe lista Consiliului Local acum alături de Angela Stoica la PPU. Dintre cei 19 colegi fac parte și cele două colegi, doamna Lili Gărelu și doamna Viorica Condurat. Vreau să vă spun că îmi face deosebită plăcere să vin în studio de fiecare dată cu alți colegi. Ați văzut ce i-ați îndrăgit pe domnul Briceac și pe domnul Rusu Dani data trecută. Da. Și am primit, am avut foarte multe ecouri în urma emisiunii. Am văzut că domnul Briceac este un om foarte iubit, chiar și Dani Rusu în cartierului. Atunci v-am promis, domnul Corneliu, că o să vin și din alte cartiere și cu alte persoane și o să vin și cu doamne. Adevărul adevărat este că, într-adevăr, sunt conjurată mai mult de doamne în partid, dar am și domni. La următoarea emisiune, săptămâna viitoare, vă promit că o să aduc doi domni, dragi cetățeni ai municipiului Vulcan. Pentru că asta este munca în echipă. Femei, bărbați, tineri, vârstnici, oameni pe diferite clase sociale, ca să putem să îmbinăm ideile încât să scoatem un rezultat al muncii noastre foarte bună. Deci doamna este Lili Igărelu și doamna este Viorica Condurat. Acum să lăsăm pe doamna Liliana Igărelu să ne spună puțin câte puțin așa din activitatea dumneei. Poate sunt oameni în Vulcan care vor să afle, poate nu vă știu așa, doar din vedere, poate. Da. Sunt născută în localitatea Vulcan. Mi-am făcut liceul tot la Vulcan, liceul Mihai Viteazu. După aceea am făcut facultatea de științe de la Petroșani. Am lucrat în mediul privat, deci toată activitatea mea profesională s-a desfășurat în mediul privat. Aveți un birou de contabilitate în Petroșani? Acum am un birou de contabilitate. Am fost și inspector antifraudă la ANAF. Dar nu m-am regăsit în acea funcție și atunci m-am gândit că mai bine lucrez pe cont propriu, ceea ce știu eu să fac. Și eu zic așa, că a venit timpul pentru o schimbare și... Deci ați ales echipa și pe doamna Angela Stoica. Nu, că mai întâi pe mine m-a ales și de la urmă ce? Echipa s-a format. Întâi am ales-o pe Angela Stoica. O cunosc de tinere, ne cunoaștem de tinere, fiind din același oraș. Eu am considerat că merită să lupte pentru orașul Vulcan și când s-a pus problema să înceapă să candideze și să fie un motor al noului partid, că Partidul Puterii Umaniste Social-Liberal este un partid nou, m-am gândit așa că ar merita să nu își folosească imaginea pentru alți candidați și să candideze pentru ceea ce știe ea să facă cel mai bine, pentru administrarea și pentru conducerea și pentru reînnoirea orașului, municipiului Vulcan. Pentru că pe Angela Stoica, față de ceilalți candidați, o recomandă experiența în administrația locală și ce a făcut în calitate de viceprimar, știe toată lumea, este empatică. Dacă mergeți cu dânsa în oraș acum și vedeți cum o primesc oamenii, cum
o strâng în brațe, cum plâng. Deci toată lumea are o mare speranță în candidatul Angela Stoica. Pentru că am o deviză. O inimă simte o inimă. Iar eu simt inima vulcănenilor și dânșii o simt pe a mea. Angela Stoica este vie. Este carismatică. Ești vie. Păi da, ești vie. Știi să vorbești, știi să atragi oameni. Ești vie. Ești carismatică și nu în ultimul rând este susținută de la București de domnul avocat Daniel Ionașcu, care pe lângă faptul că este avocat și are studii juridice, dânsul are și studii teologice, este un teolog. Și eu cred că doctrina umanistă va pune în lumină oameni ca Angela Stoica și ca ceilalți care susțin această doctrină. În Partidul Puterii Umaniste mai sunt și alte nume celebre, doamna Maria Grapini, europarlamentar, care a făcut foarte multe pentru noi ca și popor, domnul Meleșcanu. Deci eu zic că la București începe să se facă un centru de putere, chiar dacă acum este la început partidul. Dar eu zic că... Și cumva și domnul Voiculescu? Și domnul Voiculescu, care... Să știe, toată lumea știe treaba asta. Da. Domnul președinte Voiculescu, nu are rost, îmi cer scuze că te întrerup, colega mea, a fost cu mine la București când m-am întors în partid. Eu am avut o întâlnire cu domnul profesor Voiculescu și cu domnul Mărcineanu, bineînțeles, cu mare drag și sigur dânsul mi-a promis că va fi alături de mine. Și este alături de mine și mulțumesc pentru că este un om deosebit. Acum fiecare om, dacă este implicat în mass media sau în politică, de-a lungul vremii deranjează și poate să devină, să spun eu, pictat într-un fel sau altul, inclusiv eu, care am fost la nivel local, da? Câte n-am făcut și nu s-au putut discuta și câte cerneală n-a curs despre mine. Dar aia nu înseamnă că toate lucrurile sunt adevărate. Și dânsul, la fel, și alții au demonstrat că avem și noi greșelile noastre, ca orice om, dar timpul, nu înseamnă că... Timpul le rezolvă pe toate. Doar am greșit. Da. Sigur că așa este. Îți mulțumesc pentru caracterizare, draga mea colegă. Și haideți să o lăsăm mândră. Și pe doamna... Îți mândră cu asemenea doamne care sunt lângă mine și sunt în premieră la un post de televiziune. Asta am vrut să spun, dacă mă înțelegeți, că au emoții, sigur, dar s-au descurcat foarte bine. Da. Doamna Viorica Condurat. Da. Eu m-am născut inginer de profesie. Inginer de profesie, dar mi-am terminat studiile tot la Universitatea din Petroșani, unde am și masteratul în acest domeniu. Am lucrat la preparația Coroiești. Da. Am o familie frumoasă, doi băieți. Să vă trăiască. Mulțumesc. Bun. La fel vă întreb și felul noastră, ce v-a adus lângă doamna Angela Stoica și lângă PPU Vulcan? Am decis să fiu lângă omul Angela Stoica, deoarece este foarte curajoasă. Mie mi-a plăcut și foarte puternică. Mie dintotdeauna mi-au plăcut oamenii puternici, adică să mă alătur oamenilor puternici, pentru că această putere oarecum se transmite și pentru faptul că are simțul răspunderii, ceea ce a dovedit-o în decursul anilor precedenți, putem să spunem, a căzut și s-a ridicat de două ori singură, ceea ce este foarte greu. Nu, n-ai spus bine. Am fost ajutată să cad. Mai face câte o glumă, că se merg emoțiile colegii. Da. Am fost ajutată, ca așa, să mai cad fost ajutată, profesional. Da, profesional, da. Dar a reușit să se ridice din nou și noi, echipa care ne-am format în jurul dumneaei, am dorit să o susținem
și să o ajutăm să-și ducă visul la îndeplinire pentru realizarea proiectelor pe care și le-a propus pentru municipiul Vulcan. Cum a spus că dacă tot să glumim, da, cum ar spune vulcanenii sau cei din politica vulcaneană, această pasăre Phoenix a vulcanului. Mulțumesc! Da, mulțumesc. Nu? Mulțumesc. Da, care s-a ridicat din... Eu observ așa în rândul unor tineri care în felul lor mă simpatizează și sper să fiu un model. Eu aș putea spune că deja pot să fiu un model de luptă, mă refer. Nu există ceva așa să zic că m-a doborât definitiv, doar o boală. Dar vă plac luptele astea? Foarte mult. Trăiesc din a lupta, trăiesc din a sluji unei cauze. Dacă este nevoie unei persoane, dacă simt că e nedreptățită, să mă dedic întru totul și unor cauze. Cum vedeți lupta asta cu încă 7 sau 6 bărbați? Foarte la primărie. Eu, de exemplu, și astăzi m-am întâlnit cu unul dintre colegii mei contracandidați, am glumit, am făcut schimb de flyere, nu s-a pus problema. Deci și cu ceilalți, eu glumesc cu toate. Și le-a spus că vă luptați până la capăt? Da, sau? M-am întâlnit chiar cu domnul Dan Marinescu, ca să nu credeți că m-am întâlnit cu altcineva. Ieri m-am întâlnit cu Cristian Merișanu și cu domnul Barbu. L-am văzut și pe domnul Dănuț Anghel, uitați, și pe domnul Florin Govor. Eu vi spun pe toți. Și le-a spus la toți, nu? Da. Mă lupt cu voi până la... Nu că știu ei. Vă iubesc pe toți. Știu ei că mă lupt, nu trebuie să le mai spun, dar... Sigur, eu sper că facem o luptă cinstită, nici nu-i luptă, că de fapt este o bătălie, competiție. O competiție, așa o spuneți de simpatic, o competiție pe care am pornit, în care am pornit toți cei 8 la start, dar sigur unul dintre noi va trece linia de sosire înainte și pe acela trebuie la urmă să-l respectăm toți și să facem o echipă, nu trebuie să... În caz de... Hai să punem și rău înainte. Nu punem niciun rău înainte, vreau să vă spun... O funcție de viceprimar ar mai accepta? Nu știu dacă este persoana încă în Vulcan care poate să ajungă primar acum deocamdată. Bun, am înțeles, dar deci eu sunt deschisă, ați mai accepta o negociere de genul ăsta? Acum dacă este ok... Ar fi ok cu primarul, colegul. În funcție și de rezultate, bineînțeles, și că de rezultate, procentul va sigur, conta dar foarte eu mult. Dar oricum îți deschisă cu oricare dintre ei. Am spus-o și data trecută și am spus-o și la celălalt post de televiziune. Eu sunt deschisă cu oricare și din moment ce i-am enumerat pe toți, ceea ce ei nu poate nu o fac cu mine, da? Din moment înseamnă că sunt dragi, eu chiar tratez această competiție. Le faceți campanie gratuită, iar. Da, cum știți la câtă experiență am eu. Credeți-mă că nu mă deranjează că le... Doamna Angela, să ieșim din registrul ăsta și să-mi spuneți, a spus, sunt foarte multe probleme în Vulcan. Sunt foarte Haide multe să probleme. Identificăm vreo 3-4. Da, sunt foarte multe probleme. În primul rând, în ultimii ani, Vulcanul a fost lăsat de izbeliște. Și asta o spun deja din discuțiile pe care le am cu oamenii cărora le împart câte un flyer să le explic ce vrea să facă Angela Stoica și care echipa Angela Stoica. Cine este Angela Stoica? Nu cred că mai trebuie să-i spună niciun vulcanean. Am impresia că în atâția ani, oricum, toată lumea mă cunoaște și se vede din ce mergem pe teren. Dar, din discuțiile pe care le am cu cetățenii, în ultimii ani nu s-au mai realizat multe lucruri sau și dacă s-au realizat într-o durată de termen lungă, astfel încât omul s-a plictisit de când i s-a promis un lucru și nu s-a mai realizat. Acum, eu zic că se trece în alt registru de a comunica administrația, s-a trecut într-un alt registru de comunicare din partea administrației locale cu cetățenii municipiului Vulcan, dar timpul este destul de scurt și cu siguranță oricare ar veni dintre noi ceilalți primari în municipiul Vulcan vom face o alt fel de politică și cetățeanul în fața mea va fi prioritar. Prioritar a fost și cât am fost viceprimar, că altfel n-aș fi putut să mă reîntorc și n-aș fi avea acea simpatie și dragoste și empatie, cum spunea colega mea, cu fiecare cetățean. Corect, dar 3-4 probleme. Ce vă spun oamenii? Bine, majoritatea oamenilor, și asta este în toată Valea Jiului, sunt locurile de muncă. Da? În al doilea rând, depinde de cartierul unde te duci, în funcție de cât este cartierul de... bine să zic așa, din punct de vedere al liniștei, ordinei și disciplinii. Dacă te duci între beți, spun curățenie și
siguranța cetățeanului, să spun în termeni mai așa mai adecvați. Dacă mergem în partea de parcuri, unde copii discutăm cu tineri părinți, lipsa parcurilor de joacă. Și mie, da? Mi se pare că Vulcanul cam rămas în urmă la capitolul parcurilor. A rămas parcuri. De tot în urmă, acum s-a realizat orașe. Un loc de joacă, dar sigur e făcut pe repede înainte, trebuie lucrări de calitate și gândite, nu așa fără proiecte, și nu intru în discuții pentru că domnul primar nu mai este candidat, nu are rost să mai am vreo discuție. Bun, cu locurile de muncă cum vedeți rezolvarea? Cu locurile de muncă eu le am spus și sigur orice om care puțin cred că realizează că trebuie să facă ceva, nu poate să facă ceva până nu își ia niște măsuri să se asigure unde putem să deschidem ceva, unde putem să închiriem ceva. Deci, într-un cuvânt, să identific spațiile și terenurile care ar putea să mai fie închiriate sau concesionate unor investitori. Din păcate, în municipiul Vulcan s-a cam dat tot ce s-a putut în acești ani. Că au fost puncte termice, că au fost spații, asta este o problemă. Acum e ușor la toți care, cel puțin îi aud și pe ceilalți candidați, dar care nu știu că n-au lucrat niciodată acolo, pot să afirme. Dar eu nu pot să afirm acest lucru pentru că eu știu că majoritatea spațiilor și terenurilor sunt date de fostul primar. Ce parte prea puțin ar putea, se va mai putea. Pe ce zonă ar putea Vulcanul să se dezvolte? Zona preparație Coroiești se poate dezvolta. Și mai ales ca industrie vorbim. Păi, ca industrie, dar niște terenuri pentru anumite hale producție. De producție să deschidem. Eu apreciez Lupeniu, cum a putut să facă fabrică de volane, fabrică de confecționat volane, ce mai au... Bine, au avut și platforma... De au avut și platforma acolo la Văscoza. Păi da, le-au și păstrat. Deci, le-au păstrat, le-au da. Și păstrat. Și au făcut un fel de... Hai să zicem, o mică ecologizare sigur. Înainte. Eu văd lucrurile astea așa. Identificarea de terenuri și spații. Investitori buni care să aibă facilitățile acordate de mine în calitate de primar și de consilierii locali pentru a veni și a dezvolta în zonă. Dezvoltarea pasului Vulcan, o spun și asta va fi prioritar. Acolo e loc de mai bine. Este loc de mult mai bine. Mult mai bine, da. Inclusiv dezvoltarea pasului Vulcan. Unificarea domeniului schiabil cu Strahova. Mi-aș dori foarte mult, dar asta trebuie o discuție și cu administrația lupeniană și la Ministerul Turismului. Asta era visul nostru de acum 10-15 ani. Au fost discuții. Cu telegondola care nu duce nicăieri. Ba nu, ducea spre Strahova, dar nu s-a mai făcut exact, o a doua. Da. Așa s-a zis, da, și mi-a rămas vorba asta antipărită, de asta vor repede de fiecare dată, știți, mă doare. Pe mine m-a durut pentru că, într-adevăr, pe mine, ca am fost locuitor în timpurile acelea și mi-am dat aportul la acea telegondolă și mi-am adus aportul ca să fie executată acea telegondolă și mă doare când aud termenii respectivi. Deci pasul Vulcan, da? Vreau siguranța cetățeanului să fie în municipiul Vulcan în ordine, vreau ca cetățeanul să se simtă ascultat și băgat în seamă. Dacă nu pot să le fac foarte multe lucruri într-un an, doi, să zicem că o dezvoltare foarte aprofundată, că n-are rost să mințim că nu se poate face într-un an, ce nu s-a făcut în 7-8-10. Și nici într-un mandat nu e posibil să faci. Și nici într-un mandat, dar, în primul rând, cu cetățeanul să știi să vorbești, cu omul când vine la tine să știi să-l asculți și să-i ajuți să rezolvi problemele, da? Să nu iei taxele alea și impozitele de pe betul om de să-l jumulești. Bun, dar dacă scuzați că am vorbit într-un termen poate mai... Bun, dar dacă le iei, măcar oferi ceva. Nu, dacă le iei, să le iei cu cap. Oferi nu așa calitate. Dacă te duci și oferi ai calitate. O problemă, să-ți înscrii o mașină sau vrei să faci ceva, tu trebuie să plătești tot impozitul. N-am înțeles-o și nu înțeleg acest lucru. Mi s-a întâmplat mie personal. Deci nu înțeleg dacă sunt în luna martie, aprilie și eu trebuie să plătesc doar pentru mașina care o înscriu sau o taxă aferentă unei activități care atunci aș derula-o sau ce s-a întâmplat, trebuie să plătesc tot impozitul, că altfel nu primești certificatul fiscal. Asta vă spun sincer, dragi cetățeni, că asta o voi rezolva când mă voi întoarce, dacă mă veți vota și mă voi întoarce primar, acest lucru sigur îl voi rezolva. Simplificarea la semnăturile care trebuie când se emit certificate fiscale și toate astea este binevenită, pentru că, într-adevăr,
Nu trebuie atâta birocrație, trebuie ca să se rezolve. Asta lucrurile trebuie să vină și de la nivel central. Nu, sunt unele de genul ăsta care foarte sunt multe lucruri care te obligă. Sunt hotărâri locale, nu? Da, sunt și hotărâri locale. Dar sunt și care te obligă de voi respecta și voi respecta și voi colabora cu tinerii, îi voi trimite dacă bineînțeles, voi fi primar și consilierii care sunt în alte partide îmi vor da dreptate. Trebuie să pun accentul pe tineri și acești tineri trebuie trimiți și în schimb de experiență. Și când spun acest lucru, noi atâtea manifestări facem, atâtea acțiuni s-au făcut, atâția bani s-au dat pe lucruri care e o zi, două zile, trei zile. Acele 1 miliard, 2, 3 miliarde pe lângă alte activități. Gândiți-vă că se poate face cel puțin la 2 luni o plecare de la o școală. Câte școli sunt? 5-6 școli în municipiul Vulcan, da, cu colegiul tehnic. O plecare de 10-20 de copii, o săptămână, două săptămâni. Vreau să să-i ajut să ieși înainte de a pleca ei definitiv din țară. Vreau să vadă ei cum este. Vreau să înțeleagă că sunt pentru ei ca o mamă. Vreau să înțeleagă că vreau să-i formez cu viața și cu ceea ce i-ar aștepta dincolo înainte. Poate o parte dintre ei, și dacă ar pleca la studii, ar veni înapoi lângă mine și lângă părinții lor ca să facem ceva pentru municipiul Vulcan. Și sunt convinsă că dacă știu, și eu știu, sunt convinsă că știu să umblu la inima omului, mi-a dat Dumnezeu acest dar, încât să-l sensibilizez și să-i explic că dacă toți am plecat, dacă toți am fugit de orașul nostru și pentru traiul nostru mai bine, orașul nostru și locul unde ne-am născut noi, bunicii, părinții noștri, bunicii noștri și unde s-au născut ei, copiii ăștia care acum au 10, 15, care vor avea 20 de ani, care au 30 de ani, să zic tineri, da, acum. Pentru asta trebuie să le creăm perspective. Le creăm perspective, dar eu vreau să am o colaborare cu ei, nu numai eu. Trebuie să vină și din partea lor, pentru că orice muncă care este în echipă atrage răspunderea și a celuilalt. Da? Deci eu acum dacă merg în municipiul Vulcan și un cetățean marginist și nu mi-ar lua un pliant, și ar zice, nu-mi place de echipa ta, colegii mei s-ar simți prost. Dacă zice, nu-mi place de tine, Angela Stoica, atunci s-ar simți că au venit lângă mine, dar m-aș simți eu. Asta înseamnă munca în echipă, de să fim un tot unitar. Dacă eu pot să realizez acea colaborare între mine și tânăra generație, înseamnă că Vulcanul chiar este pe mâini bune și chiar putem să îl dezvoltăm. La fel, vreau să-i asigur, pentru că într-o emisiune este foarte greu să vin să vă spun toate proiectele ce le am în plan și poate aici am unele proiecte și când voi ajunge la primărie, n-am de unde să știu dacă mai există terenurile respective sau se pot întrebuința sau ce știi ce legi vin și probabil trebuie să mă adaptez din mers unor proiecte europene pentru dezvoltarea Vulcanului și sunt convinsă că așa va fi. Din mers mă voi adapta împreună cu colegii din primărie și nu numai și cu toți oamenii de bine care doresc să vină lângă mine să facem proiecte pentru comunitatea Vulcanului. Nu vreau să închei înainte de a spune că nu numai pentru tineri, respectul vor avea și persoanele în vârstă, părinții, bunicii, prietenii noștri mai mari, să zic așa, pentru că nu, o societate este sănătoasă când în societatea respectivă este înțelegere, este ajutor, este sprijin, ca să nu mai spun iară că iubire. Deci trebuie să fie, dacă vrei să fii sănătos și să o duci bine, tu trebuie să fii din punct de vedere spiritual. Spiritual și psihic sănătos. Așa și eu, dacă oamenii în municipiul Vulcan, să ai mei și ei nu s-ar bucura și n-ar avea încredere că eu, orice ar fi, mă voi zbate pentru problema lor. Chiar dacă unul e scos afară din casă, chiar dacă unul se ceartă cu vecinul, chiar dacă unul a venit poliția și nu știu, i-a dat oameni, dacă vine la mine și se plânge, nu pot să încalc legile. Clar că nu mă pot eu duce să spun că de ce i s-a dat amendă, da? Dar măcar să aud o vorbă bună de la mine și să aibă ușa aia deschisă. Contează foarte mult, eu așa consider. Da. Și atunci consider că eu sunt un om în care vreau în primul rând și în primul rând ca să fim o comunitate de oameni sănătoși din punct de vedere sufletesc în municipiul Vulcan. Să avem mai multă speranță, să fie așa, mai hotărâți, mai plini de viață mi doresc pe cetățenii din municipiul Vulcan și înțelegători. Să fie prietenoși și să colaboreze unii cu alții, să nu ajungem să zicem, măi, ia sunt de-a lui ăla, ăla au votat cu ăla, ăla au votat cu ăla, nu. Atunci toți vom fi. Haideți să vedem dacă și ce părere au și doamnele. Doamna Liliana Igărelu,
Vorbea doamna Angela Stoica de proiecte europene, vorbea de muncă în echipă. Cum vedeți, ca și viitor consilier, să spunem, dacă veți ajunge, cum credeți că se pot rezolva cu fonduri europene problemele tinerilor, iată, care să nu mai plece din Vulcan și din Valea Jiului? Eu zic așa că municipiul Vulcan a fost cenușa deasa Văii Jiului. Deci dacă te duci și te uiți, este cel mai slab dezvoltat oraș din Valea Jiului. Dacă va câștiga, și adică nu mă exprim corect, când va câștiga doamna Angela Stoica, eu sunt sigură că se va duce la București, la Ministerul Fondurilor Europene și se va lupta și va face birou, în cadrul birourilor, din cadrul primăriei, va face proiecte, pentru că trebuie făcut o echipă. Îți trebuie este o echipă bună în primărie. Am spus-o și o repet, în primăria Vulcan este o echipă bună, numai să știe să îți trebuie voință, proiecte de anvergură și surse de finanțare. Că degeaba ai tu proiecte și voință dacă nu ai surse de finanțare. Cam ce proiecte credeți că s-ar putea așa, două, trei? Păi, cred foarte că rapid. Foarte rapid trebuie dezvoltată zona turistică, pentru că avem telegondola, deschiderea este făcută, trebuie... Și mers ca 2021-2027 pe fondurile alea care vor intra destul de trebuie multe. Trebuie dezvoltat domeniul schiabil. Trebuie aduși bani pentru domeniul schiabil. Și automat se dezvoltă și pe orizontală. Deci trebuie neapărat încurajat mediul privat din municipiul Vulcan și chiar din toată Valea Jiului, pentru că în ultimă instanță se va face un parteneriat pentru tranziție, noi fiind o zonă monocoloră ca și regiune, Valea Jiului. Apoi un proiect, mă gândesc rapid, pentru ecologizarea unei zone industriale existente, ca să aveți unde să faceți după aia halele de care vorbea doamna Angela, sigur de producție. Că, da. Că mă gândesc că nu o să le puneți lângă marginea Jiului. Dacă îmi dați voie să vă spun, da. La Oradea, și acolo trebuie bani. Toată lumea a fost în Oradea, toată lumea spune, vai ce frumos este la Oradea și dezvoltat. Da, dar primarul din Oradea, domnul Ilie Gavril Bolojan, a dat scutire de la impozitele și taxele locale pe o perioadă de 3 ani de zile, cu condiția ca cetățenii să-și facă investiții, să-și amenajeze clădirile, să înfrumusețeze străzile, toate făcute pe fonduri europene, pe proiecte, cu ajutorul primăriei. Deci a fost un ajutor foarte mare și eu cred că și doamna Angela Stoica va face ceva de genul acesta, în sensul că Noi sperăm și toată lumea, cu siguranță, că și spus de hală, toată lumea își dorește să fie cât mai multe locuri de muncă, să vină tinerii acasă, pentru că în municipiul Vulcan acum nu se poate într-un oraș, într-o țară să avem angajați doar la poliție, spital, primărie. Trebuie să fie și mediul privat, de acolo se aduc bani la stat din mediul privat. Noi acum... Pentru că a făcut colega mea o completare, acum mă iertați că tot intervin, dar totuși eu sunt candidatul de primar și sigur trebuie să-mi conving cetățenii. Dar contează și echipa de consilier. Sigur că contează, dar colega mea mă înțelege și nu se supără, pentru că știe, mi-a aruncat mingea la fileu cu proiectele și am vrut să spun ceva. Sunt niște categorii sociale în municipiul Vulcan, social profesionale, pe care eu le-am nominalizat în acest pliant al meu și vreau să le spun direct. Da, se vor bucura de tot respectul meu cadrele medicale de la spitalul din municipiul Vulcan și îmi voi da tot aportul, că am uitat și în celelalte emisiuni să spun, dar în pliant am notat acest lucru, îmi voi da tot aportul în funcție de cerințele pe care le va avea conducerea Vulcanului, spitalului municipal Vulcan, pentru că nu mă bag în treburile interne ale nicinei unei instituții, nici cât eram viceprimar, în treburile interne ale unui birou. Dar când mi se cerea ajutorul, tot colaborat, v-am mai spus, cu ei, tot așa găseam soluția, nu veneam singură cu o soluție. Sunt un om de echipă, asta m-a ajutat enorm de mult. Deci vreau să-i asigur pe cei de la Spitalul Municipal Vulcan că vor avea tot sprijinul meu și l-au avut în toți anii, îl știu dumnealor, și cât am fost viceprimar și consilier, pentru că doresc continuitate și condiții bune pentru cetățeanul care va fi spitalizat sau folosește serviciile Spitalului Municipal Vulcan.
La fel se vor bucura și vor avea tot sprijinul meu cadrele didacticele de la toate unitățile de pe raza municipiului Vulcan, de la colegiu, de la școli, inclusiv copiii care, pe cărora le voi acorda ca pe vremea când eram viceprimar, foarte mult timp, în sensul ca atenție, mulțumesc, exact, atenție vreau să spun, să-și desfășoare activități extrașcolare în spații, unității care sunt ale primăriei municipiului Vulcan, că e centru Șansa, că va fi clubul copiilor, clubul copiilor cu activitățile pe care le are, dar special centru Șansa, astfel încât să părinții să vadă de mici abilitățile lor. Eu m-am întâlnit chiar și astăzi cu un tânăr care are 30 de ani și care, în vremea când era viceprimar, cânta în trupa și dansa cu trupa Charlie și i-așteptam și îmi spun mama. Îl am în poză pe Facebook, ne îmbrățișea foarte tare, dar este un copil care a trăit în condiții mai grele la un centru din Vulcan. Copil de trupă, social, cum se spunea pe vremea. La un centru social și... Sigur, era copilul de trup al lui Charlie, un tânăr care, pe vremea mea, se ocupa foarte mult cu dansurile. S-a văzut și aici, în partea natura asta de artistică și activitățile astea extrașcolare, o scădere foarte mare în ultimii ani. Nu că am fost eu, dar pot să spun oricine ce se făcea în vremea când Angela Stoica era viceprimar și eram și la primăria jos, domnul Fanea Brădoaie, care avea toate trupele. Deseori când plecam acasă, coboram în vechea primărie, pe jos, pot să vă spună, și intram în sala de căsătorii, acolo și desfășurau și cântau, dansau, mă bucurau, pentru că și eu aveam copii care tot de vârsta respectivă și am alte vremuri. Alte vremuri pe care le-am putea readuce și în vremurile, în zilele noastre, cu cerințele și capacitățile și dotarea ce avem la momentul actual. Deci vreau să spun acest lucru, la fel toate instituțiile și poliția municipiului Vulcan, alte instituții nici nu mai sunt, cred că pe raza municipiului Vulcan, poșta din municipiul Vulcan, unde am vreo doi colegi care sunt consilieri și le mulțumesc pentru că am făcut o echipă foarte bună. Din acest punct de vedere am vrut să ating aceste categorii sociale pe care eu mă voi baza în calitate de primar în a colabora și a face proiecte și a munci pentru binele comunității din municipiul Vulcan. Da, doamna Viorica Condurat, știu, mi-a povestit înainte de emisiune că sunteți pasionată de istorie. Da, și că, și cu turismul oarecum. Da. Haideți să facem să le combinăm cum ar veni și da, să facem să-mi spuneți dumneavoastră, să ne spuneți telespectatorilor numie, cum vedeți dumneavoastră combinația asta istorie-turism legat de pasul Vulcan care l-aveți acolo, da, și care e în momentul de față aproape total neexploatat. Așa cum mi-am dorit foarte mult să mă alătur doamnei Angela Stoica și îi mulțumesc pe această cale că m-a acceptat în echipa dumneaei. Mi-aș dori foarte mult să câștigăm că așa am putea pune în evidență istoria prin și proiecte, da, istoria și patrimoniul municipiului Vulcan, care a stat puțin, adică puțin mai mult în conservare în ultimii ani. Și la care nu se prea mai gândește și nimeni. Și la care nu se mai prea gândește nimeni, da. Centru vechi, știm foarte bine că este lăsat de izbeliște. Dar unde e Buzduganul din Vulcan? Apropo de istorie. Buzduganul, că intervin eu, da, știți că s-a tot căutat, nu, da, se găsește, nu se știe. În căutarea Buzduganului pierdut. Da. Nu este o problemă asta, dar putem să îi redăm locul Buzduganului acolo, să-l refacem la dincă, dar asta trebuie să vorbim și cu istorici și să vedem cu adevărat care a fost rolul acelui Buzdugan, monument, acelui Buzdugan, da, acelui monument, pentru că sunt discuții pe această temă și eu am participat când eram viceprimar și aș vrea ca un om în măsură, un istoric sau ceva să ne spună de fapt Buzduganul ce reprezenta, că erau mai multe voci.
Și eu știu multe variante, două variante. Care le știți? Păi pe care le știți și dumneavoastră. Așa, probabil. Na, atunci eu nu mai lungim, că... acum că mai avem 10 minute. Vă spun doar că sigur și e binevenit, dar să fie oameni potriviți care să ne spună dacă... E de ceva personalitate vulcanului Buzduganu, să ne spună doamna Viorica, să ne spună că i-am luat ideea și da, am oprit-o. Și poate puțin știu, pentru că acum să fim serios, nu pe toată lumea îi pasionează istoria. Puțin știu. Dar cum ați vedea simbioza asta, turism, istorie, legat de pasul vulcan, de drumul poștalionului, păi, nu știu ce, bineînțeles că toate au o legătură strânsă între ele. Atâta timp cât noi punem în evidență un monument istoric despre care se va vorbi, vine cineva în vizită, cum acum cu tehnologia, vedeți că peste tot, fiecare unde merge și face poze lângă ceva frumos, lângă un monument, lângă... Atunci va fi promovat... Printr-un proiect, mă gândesc? Da, la ce vă gândiți? Proiect, da, ca să atrageți turiști? Da, sau? Se va face un proiect, adică avem și consemnat în planul nostru... Deci noastră, ca să înțeleagă telespectatorii, că poate n-au înțeles. Da. Noastră vreți să puneți în evidență partea istorică a vulcanului, prin ceea ce aveți dumneavoastră de oferit și din punct de vedere turistic. Da, când spuneam partea istorică, nu că mai am auzit-o pe colega mea și la ședințele de, pe care le facem noi în cadrul partidului, spunea, nu, se referea, se referea la anul în care vulcanul a fost declarat ca și... centru economic al Văii Jiului. În anul 1870, vulcanul, înainte să se facă calea ferată Petroșan-Simeria, a fost declarat centru economic al Văii Jiului. Și, de exemplu, și chestiunea asta vreți să o puneți în valoare? Păi, bineînțeles, și pentru că vulcanul este, datează, nu sub numele de vulcan, sub numele de volcan, din anul 1452. Vreau să vă spun că și Mihai Viteazul, trecerea lui pe drumul, zona noastră, da, este drumul. Vedeți dumneavoastră că alții nu au, mă scuzi colega mea că intervin, nu au atâta istorie și o inventează. Ați văzut dumneavoastră stațiuni turistice, că nu sunt, nu cred eu că chiar toate figurile importante ale istoriei au trecut prin toate zonele respective, dar sunt oameni care știu să-și promoveze zona. Și atunci noi ce avem de făcut? Așa cum a spus, vedem cu acel Buzdugan, vedem cu drumul Mihai Viteazu, vedem cu atestarea documentară a municipiului Vulcan, vedem ce persoane și personalități... Mai există o peșteră unde s-au găsit și acolo tot felul. Da, peștera, sincer, eu nu știu despre ce peșteră e vorba. Peste deal. Probabil, sunt lucruri care se pun în vedere, în valoare. Vreau să spun că, în primul și în primul rând, punem în valoare pasul vulcan. Acum s-a realizat și se va realiza drumul de Crividia și s-a realizat drumul de alu Babi Merișor, care face legătura între partea noastră vulcan și partea Devei spre Deva. Se scurtează drumul cu 15 km, dar nu asta e important. Important peisajul pe unde trece un om. Drum practicabil în condiții foarte bune vara. Deși acea zonă vreau să fac o zonă agroturistică, pentru că mi se pare de bun augur să punem în valoare acele proprietăți ale cetățenilor, să zic așa, din zona de alu Babi, zona spre pasul vulcan. Nu mi-ați vorbit deloc de agroturism. Pensiuni. Păi asta, da, eu acum asta vă spuneam, că aș vrea să fac, să dezvolt acea zonă spre dealul Babi Merișori ca și o mică stațiune agroturistică. Nu faptul că eu m-aș fi născut acolo. Bun, dar o cum vedeți treaba asta? Că aici e o treabă complexă. Foarte simplu. Primăria ar trebui, că apropo că oamenii plătesc locale, foarte mulți bani la primărie, un birou, n-ar trebui să existe un birou acolo să... Poate omul să meargă, să trebuie să existe și un birou și trebuie să existe deschidere din partea primarului. Astfel, când cetățeanul X din zona respectivă, din orice zona a municipiului Vulcan, vine și spune: vreau, doamna primar, să fac un proiect în care să deschidă o păstrăvărie, vreau să fac pentru firmă bovine, ovine, eu vreau să cresc agro... Bun, dar noi n-am legume, rezolvat... Da? Deci eu...
prin ei, nu se poate. Zona cu zonele periurbane, noi n-am rezolvat problema. Păi da, dacă să ajung și ca să poată rezolv, trebuie să... un primar bun și destoinic și care să-l doară de acea zonă. Eu zic că eu am tot interesul. Bine, cu periurbane ar trebui, pentru cred că prin deputat și senator. Zone aferente municipiului Vulcan, că-i Paroșeniu, că-i Coroieștiu, că-i Dealul Babii. Pentru mine sunt egal. Am înțeles, dar cu periurbană se va rezolva... Prin Parlament se poate rezolva. Dar nu avem un domn senator care oricum o rezolva destule lucruri și legi și de toate, adică mă refer la domnul senator Răzmeriță, pe care am o stimă deosebită, în sensul că... Zona cu periurbană a rămas ca în aer, ca în tren a rămas. Da? Deci, la fel, cred că dacă i s-ar cere ajutorul sau i s-ar da și o idee de genul ăsta, sigur ar pune în aplicare și lucrurile astea. Și nu numai, și eu prin domnul avocat Daniel Ionașcu la nivel central, suntem în anul 2020, când noi trebuie să gândim la un nivel macro și ceea ce este actual acum. Deci actual acum, aceste lucrări, acesta este cel mai important lucru, să facem proiecte și să aducem bani europeni în municipiul Vulcan. Ultimele 4 minute, un minut aveți doamna Viorica, un minut doamna Liliana, să vă uitați acolo în cameră și transmiteți un mesaj oamenilor. Iar ultimele două le lăsăm doamnei Angela. Da, aș dori din tot sufletul să alegeți omul potrivit pentru orașul nostru, adică doamna Stoica Angela. Mulțumim! Dragi vulcăneni, și eu vă rog să aveți încredere în doamna Angela Stoica și să vă puneți votul pe numele ei la alegerile din 27, Angela Stoica, candidat Partidul Puterii Umaniste Social Liberal. Doamna Angela, până la sfârșit, timpul va aparține. Da. Deci, să știți că și asta e o calitate când ești un om politic sau un primar, ca să ai și vorbele la tine, pentru că te duci să susțin comunitatea și dacă nu știi să vorbești sau nu ești puțin cu tupeu, nu o să atragi fonduri. Deci trebuie să mă înțelegeți că faptul că vorbesc mult nu este un dezavantaj și un avantaj și în... Da, n-am zis că vorbiți mult. În a atrage fonduri sau proiecte. N-am zis, dumneavoastră ați zis. Da, am încercat să spun că și acest lucru, pentru că încerc într-un timp scurt să spun cât mai multe lucruri pentru a convinge sau am demonstra ce vreau să pun în aplicare, ce vreau să fac. Într-un minut vreau să-mi enumăr toți colegii consilieri, pentru că nu se-i pot aduce pe toți aici în studio, dar acești oameni toți au fost lângă mine. Vă mulțumesc, dragii mei, și îmi cer scuze pentru cei pe care nu sunt pe listă, dar sunt în echipă. Deci o să îi dau citire listei mele de consilieri. Maxim Florin, Georgette Pop, Simona Duna, Alexandra Tatiana Madaraș, Cristian Vlădaia, Adriana Nicoleta Ioana, Daniel Rusu, Ioan Briceag, Viorica Condurat, Victor Busuioc, Nicoleta Adriana Bănățean, Anișoara Berețchi, Daniela Baban, Petronela Gruianu, Cornelia Maria Pavel, Vasilica Zarumba, Eugen Moga, Elena Dragoș, Victoria Pal, Olga Lisianu. Aceasta este echipa mea politică, echipa mea de acasă. Îi mulțumesc mamei mele și celor doi copii ai mei, Alexandru și Mihaela, care sunt lângă mine. Și echipa mea din teren, îi mulțumesc tinerilor care mă ajută și care nu se găsesc aici, poate pe listă, cum este George Șunei, Claudia Lorenz, și am foarte, foarte mulți și celor care nu vă mai spun numele și care îmi trimiteți mesaje și mă susțineți, și vă mulțumesc dumneavoastră, celor din mass media unde fac apariția la cele două posturi locale de televiziune, pentru că îmi dați această posibilitate ca să transmit cetățenilor din municipiul Vulcan mesajul meu al Angelei Stoica, candidat de primar pentru primăria municipiului Vulcan din partea Partidului Puterii Umaniste, partid care are sigla CALU, și a colegilor mei, consilieri, care sunt tot candidați din partea Partidului Puterii Umaniste și care se regăsesc pe buletinul de vot la poziția 7 ca și consilier local, la poziția 8 ca și consilier local și la poziția 7 pe buletinul de vot mă regăsesc eu. V-am mai spus, au participat și UDMR-ul la tragerea de sorți și noi având primar, atunci s-a decalat această tragere. În încheiere vreau să vă asigur că săptămâna viitoare ne vom întâlni
la Capital TV, în altă formulă, cu doi colegi consilieri. Eu vă mulțumesc că timpul s-a scurs și din regie îmi fac semne disperați. Până data viitoare, stimați telespectatori, rămâneți cu Capital TV. Vă mulțumim încă o dată că ați acceptat invitația. Și noi vă mulțumim. Și noi mulțumim. Să ne revedem cu bine. Doamne, la revedere. Doamne.